Sunteți de acord cu atribuirea denumirii Olt Romanației județului Olt și sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament? Acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundă oltenii cu drept de vot la referendumurile organizate sâmbătă și duminica aceasta. Vor fi 379 de secții de votare în tot județul care vor funcționa în aceleași locuri ca și la alegerile precedente. Potrivit informațiilor oferite de Prefectura Olt, pe listele electorale sunt înregistrați 369.385 de alegători. Aceștia sunt așteptați la urne în oricare din cele două zile, ca la oricare alte alegeri, începând cu ora 7 dimineața și până la ora 21. Olt TV va difuza mâine seară o ediție specială de știri cu cele mai importante informații și imagini din secțiile de votare și de la biroul electoral județean.